dragobetele s-au pregătit astăzi pentru petrecere, este dragobetele și au fost sfătuite să se îmbrace în roșu, cât mai colorat. Am văzut că și-au căutat ținute, și-au făcut unghiuțele, azi s-au ajutat una pe cealaltă să-și facă părul. Cristina se uita la o rochiță colorată, Antonia zicea că are un corset roșu, până la urmă am văzut că și-a ales o rochiță roșie pentru seara aceasta. Andrada era destul de nehotărâtă, îi cerea și părerea doamnei Daniela. Laura spunea că a împrumutat o rochiță roșie de la Iuliana și la rândul ei i-a dat Iulianei o rochiță colorată de-a ei, pe care Laura o mai îmbrăcase și Iuliana a vrut să o probeze, să vadă dacă îi vine bine. Pe Andrada, am văzut-o cea mai nehotărâtă, se uita la o fustiță verde. Antonia a spus că e greu de asortat. Aici Maria venise la Delia să o roage să-i facă părul afro. Delia spunea că dacă nu o să-i placă, Maria se spală pe cap și ea muncește două ore să-i facă părul. Maria zicea, păi dacă nu-mi place, ce faci? Mă obli să rămân așa, <gânt> să nu mă spăl pe cap. A ajutat-o Delia și i-a plăcut Mariei, a rămas așa cu părul aranjat chiar arăta foarte bine și era mulțumită la final. Antonia mai avea o rochiță roșie, s-a uitat și Cristina la ea, până la urmă acea rochiță a ajuns la Delia, îi spunea Antonia că e o împrumută dacă dorește, la rândul ei Antonia îi ceruse Deliei un dres și Delia i-a spus că îi dă. În baie fetele își aranjează părul, Antonia o ruga pe Iuliana să-i facă și ei o coadă, Iuliana a spus că o ajută și doamnele sunt colorate în seara aceasta. Am văzut-o pe mama lui Cristian, că proba o rochiță colorată, mătușa lui Dediș are o bluziță roșie. Fetele s-au îmbrăcat unele dintre ele, cam acestea vor fi ținutele. Andrada a găsit o bluziță siclam și un pantalon scurs sau o fustiță de blugi. Maria are o fustiță colorată și un top verde. Iuliana are rochița colorată pe care i-am împrumutat o Laura și era foarte mulțumită. Cristina, la fel, are o rochiță colorată cu săndăluțe, la fel colorate, verzi.